Ca de obicei, la început de lună martie, foarte mulți români așteaptă adoptarea bugetelor instituțiilor statului și deblocarea unor programe de interes. O să menționez doar două dintre ele, Rabla și Casa Verde. În această seară aflăm din primă sursă când încep, dacă încep, dar ne interesează și alte proiecte derulate de statul român. Prin urmare, Mircea Fechet, ministrul mediului, este în studioul Euronews România. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți alături. Cu mare plăcere! Domnule ministru, vă propun să ne uităm la programul Rabla, cel care este așteptat de foarte multă lume, în special de șoferi, cei care vor să-și înrenuiască mașinile, și o să vedem care sunt sumele alocate pentru Rabla Clasic. În 2023, 560 de milioane de lei, 2024, 300 de milioane de lei. De ce mai puțin? Pentru că, așa cum am anunțat și cu alte ocazii, ne propunem ca în fiecare an să luăm o parte din banii de la Rabla Clasic și să-i mutăm la Rabla Plus. Cu alte cuvinte, finanțăm mai puține mașini cu combustie internă, diesel sau benzină, și mai multe mașini electrice mai prietenoase cu mediul, ținând cont că avem nevoie și de un aer curat în marile orașe, nu doar de mai multe mașini noi pe stradă. Haideți să vedem următorul carton, pentru că, într-adevăr, o să ne dăm seama, acolo este o creștere a bugetului. Iată, 2023, 780 de milioane de lei, 2024, 1 miliard de lei. Sunt mai mulți bani, dar principala întrebare pe care vreau să vă pun, domnule ministru, când începe programul Rabla? Ține mult de aprobarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Acum 20 de minute discutam cu colegii despre bugetul AFM-ului. Mâine dimineață la 9:30 din nou suntem la Ministerul Finanțelor Publice, cu speranța că ieșim de acolo cu proiectul de hotărâre de guvern avizat. Dacă acest lucru se va întâmpla, cred că și mâine, în ședința de guvern, putem să spunem că avem bugetul aprobat. Dacă nu, în cel mai rău caz, va dura încă o săptămână. Cert este că nu pierdem timpul. Am pus în consultare publică ambele ghiduri, atât de la programul Rabla, cât și de la Rabla Plus, pentru că odată făcută această consultare publică, așa prevede legislația în vigoare, să avem și bugetul și să putem în primăvară, în martie mai exact, să lansăm aceste două programe atât de așteptate de români și printre cele mai vechi totodată. Rabla Plus și Rabla Clasic. Mai ales Rabla Clasic. Mai ales Rabla Clasic. Totuși, dacă aveți bugetul, începe imediat programul, se pot înscrie oamenii imediat. Vreau să știu dacă ne puteți da momentul în care va începe acest program. Există o procedură întreagă. Dealerii se înscriu în platforma AFM-ului. Există un proces birocratic, dar el va dura zile sau săptămâni, în niciun caz mai mult, ceea ce înseamnă că românii vor putea cât mai repede să se înscrie în platformă și să beneficieze de voucher. Până la sfârșitul lunii martie începe să pot înscrie românii în platformă? N-aș vrea să dau un termen acum de care să nu fiu sigur că ne putem ține, dar ceea ce vă pot promite, atât dumneavoastră cât mai ales românilor, este că nu pierdem nicio zi. Cu alte cuvinte, în ziua în care se epuizează termenul de 10 zile pentru consultare publică, trecem în faza următoare. În momentul în care avem bugetul AFM-ului publicat în monitorul oficial, trecem în faza următoare și așa mai departe, pentru că ne spun atât producătorii autohtoni cât și importatorii de mașini și dealerii că există o așteptare. Lumea stă pe loc, acum nu-și cumpără mașină, preferă să mai aștepte o perioadă pentru a beneficia de program, timp în care showroom-urile au cheltuieli cu angajații, cu cheltuieli de funcționare, și încercăm să ne grăbim cât mai mult. Da, și probabil că o să înțelegeți insistența mea cu această întrebare. Dacă nu este martie, atunci este aprilie, cel târziu. În niciun caz nu ne propunem să ne prindă vara fără programele Rabla. În mod tradițional, ele încep în primăvară. Că exact. E în luna martie sau în luna aprilie, mă refer la epuizarea tuturor procedurilor din acest din aceste două programe, pot să spun că nu pierdem timp. Da. Aș vrea să vedem următoarele cifre, pentru că sunt și acestea importante. În special este vorba de câți bani beneficiază un român dacă vrea să își cumpere o mașină nouă. Acestea sunt subvențiile de la statul român pentru Rabla. Așadar, dacă își cumpără o mașină cu motor termic, maxim 11.500 de lei, cu GPL maxim 13.000 de lei, o mașină hibrid nouă beneficiază de o subvenție de 14.500 de lei, hibrid plug-in 13.000 de lei și electric maxim ar fi 25.500 de lei. Domnule ministru, vreau să îmi dau seama, acestea sunt limitele maxime. În ce condiții pot fi atinse? Acestea sunt limitele maxime propuse în draftul de ghid pe care l-am pus în consultare publică. În măsura în care vom constata că, ca urmare a feedback-ului din piață, ca urmare a tuturor obiecțiilor transmise de către importatori sau de către producători, va trebui să modificăm aceste valori, bineînțeles că vom lua decizia în consecință. Aici discutăm despre programul Rabla Clasic în prima parte a acestei termic liste. Și GPL? Da, la care se adaugă niște ecobonusuri. După cum știm, la Rabla voucherul ne propunem să rămână 7.000 de lei. Pentru două autoturisme casate vorbim despre 10.000 de lei și pentru anumite ecobonusuri care țin de emisii mai scăzute sau care țin de tipul de combustibil. GPL-ul este punctat suplimentar sau tehnologia hibridă. Atunci, bineînțeles că pe hârtie cel puțin putem să ne așteptăm și la sume mai mari ce urmează a fi decontate prin program. Minim pentru o mașină cu motor termic ar fi o subvenție, dacă ai desigur o mașină la schimb de casat, ar fi 7.000 de lei. 7.000 de lei, da, 10.000 de lei dacă sunt două mașini. Care este vârsta? Cât de vechi pot fi mașinile casate? Nu rețin exact, însă, era 10 ani. Însă știu că e un număr suficient de ani cât să se justifice înnoirea acelei mașini. În niciun caz nu ne propunem să casăm autoturisme cu o vechime de 2-3 ani sau mai mică. Ele trebuie să fie rable, în adevăratul sens al cuvântului. Bun. Cineva care are o rablă, în adevăratul sens al cuvântului, o duce la casat, trebuie să respecte anumite criterii, să pornească motorul, știu eu, să aibă ITP-ul valabil? Nu cred că există astfel de condiții. Scopul însă este acela de a scoate mașinile din circulație. Cu cât sunt mai vechi acele mașini pe care le scoatem de pe străzile din România și le înlocuim cu altele mai noi, obținem beneficiul pe care îl urmărim. Dacă o mașină e transformată în poiată de găini, ca să fac o glumă, nu există niciun beneficiu de mediu că ea va fi înlocuită cu un autoturism de ultimă... Și în cazul acelei mașini care este doar o carcasă? Eu cred că trebuie să existe niște elemente minime pe fiecare mașină pe care o ducem la un centru de colectare sau de tratare pentru vehicule scoase din uz. Dar astea sunt niște detalii tehnice pe care colegii mei de la AFM le definesc în fiecare an pentru fiecare program Rabla. Este important însă de spus că prin PNRR ne-am asumat ca până la sfârșitul anului 2026 să scoatem de pe străzile din România 1,5 milion de rable. Iar în sensul, celor precizate în PNRR, rablele respective sunt mașini mai vechi de 15 ani. Ok. Cine nu are o rablă să-și cumpere, dar cum? Se cumpără tichetul? Care este procedura? Nu este ilegal să cumperi un tichet de la cineva care a avut o rablă și a casat-o? Vă dați seama, ideal ar fi ca persoana în cauză să dorească să își schimbe mașina. Pe de altă parte, dacă mai are și un vecin care poate are Rabla, însă nu dorește să achiziționeze o mașină, eu cred că statul român își îndeplinește scopul, respectiv acela de a scoate o mașină veche din circulație și de a o înlocui cu una nouă. Am auzit tot felul de discuții referitoare la moralitatea situației în care aceste tichete circulă pe diferite platforme de vânzări online. Pe mine, ca ministru al mediului, mă interesează să reduc poluanții din atmosferă. Iar acest lucru îl fac și atunci când proprietarul mașinii e cel care își cumpără un autoturism nou și atunci când e vecinul sau soacra sau orice altă persoană. În acest an, discuția foarte contestată de unii a fost ultima subvenție de pe acest carton, și anume pentru electrice, 25.000 de lei, la jumătate față de anul trecut. De ce s-a înjumătățit? Este o ordonanță de urgență care a fost adoptată în luna decembrie a anului 2023 și care, printre altele, modifică plafonul maxim care se poate deconta în cazul finanțării unui autoturism electric. Eu încerc să văd mereu partea plină a paharului și să spun că acel miliard pe care îl punem la bătaie va însemna un număr de 2 ori mai mare de autoturisme electrice pe care le vom finanța. E adevărat acum că era mai ușor să beneficiezi să cumperi o mașină electrică cu 10.000 de euro în loc de 5.000, însă am observat că sunt producători care deja au acționat în consecință, s-au adaptat la această regulă și suportă o parte din această pierdere. Cu alte cuvinte, cetățeanul nu va scoate în mod automat 5.000 de euro în plus din buzunar, pentru că politica fiecărui comerciant cu anumite discounturi, cu strategia de vânzări care diferă până la urmă de la caz la caz, ar putea să genereze soluții atractive chiar și cu un voucher de 25.500 de lei, care înseamnă aproximativ 5.000 de euro, bani care, spun eu, nu sunt puțini. Când există mașini electrice bune și la 20.000 de euro și la 25.000 de euro, eu cred că 5.000 de euro bani de la stat sunt bineveniți. Aceasta este opinia mea și mă aștept la sfârșitul anului 2024 să putem să spunem că am epuizat acest buget record de 1 miliard de lei în premieră pentru Rabla Plus. Da, deci dumneavoastră mizați pe vânzări în continuare, în creștere pentru mașini electrice, chiar dacă fără îndoială. Sunt de 2 ori mai. Ca ministru al mediului, da, nici nu aș putea să mizez pe altceva. Aceste mașini electrice vor avea și zone de încărcare, pentru că se vorbește foarte mult despre asta și oamenii sunt interesați, evident, dar ar avea unde să și le încarce în București, pe drumurile lor spre marile orașe din țară? Această discuție este una foarte legitimă, pentru că încă de la începutul programului Rabla Plus s-a spus că oricât de mulți bani am avea disponibil pentru finanțare și oricât de mare ar fi voucherul în România fiind poate cel mai mare voucher din Europa. Aproape nimeni nu plătea 10.000 de euro, Germania nu mai plătește niciun euro, Austria plătește 5.000 de euro în anumite condiții, Franța plătește 100 de euro pe lună și așa mai departe. Chiar am studiat ceea ce se întâmplă în alte state, însă mereu s-a spus, și bine s-a spus, că oricât de mulți bani ai pune la bătaie și oricât de mare ar fi voucherul, dacă n-ai stații, nimeni nu-și ia mașina electrică. Astăzi putem să spunem că există o rețea oarecum suficientă pentru încărcarea mașinilor electrice și putem astăzi să spunem că în viitor numărul stațiilor va exploda, pentru că le finanțăm din AFM, le finanțăm din PNRR, le finanțăm din programul operațional regional. Aproape fiecare tip de finanțare are o sumă alocată și pentru stații de încărcare, pentru că toată lumea înțelege că mai devreme sau mai târziu va trebui să le folosim. Iar din considerentele pe care le-am enunțat mai devreme, sunt optimist și în legătură cu punctele de încărcare și mai ales cu punctele de încărcare rapidă. Dați-ne niște cifre. Ce înseamnă optimismul dumneavoastră în statistici? Eu cred că românii n-or să se afle în situația în care ar dori să-și cumpere o mașină electrică. Sunt încântați de bonificația pe care statul român o oferă, dar nu fac acest lucru pentru că n-au unde să-și încarce mașina.